Vă spun bună ziua! Astăzi, împreună cu colegul, partenerul de campanie și viitorul viceprimar al orașului Focșan, împreună cu familiile noastre, am curces la dreptul constituțional și ne-am executat dreptul de vot. Îndemn focșănenii vrâncene să facă și ei același lucru. Astăzi este o zi mare pentru România, pentru județul Vrancea, pentru focșăneni. Sper într-o schimbare, sper într-o deschidere totală a orașului Focșan și a județului Vrancea. Îmi doresc ca noi vrâncenii focșăneni să spunem că data de 27 septembrie a fost o zi istorică și va rămâne în istoria județului Vrancea ca momentul în care focșănenii și vrâncenii. Mulțumesc că ne-ați întâmpinat astăzi aici. Ce pot să spun este că am votat pentru deschidere, pentru performanță, pentru dezvoltare. Am votat pentru un oraș atractiv atât pentru investitori cât și pentru turiști. Am votat pentru un Focșani în care asfaltul să mi se pară o banalitate și nu un cadou al primarului făcut doar în campanie electorală. Și în același timp am mai votat pentru județ, fără baron. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări.